Complexul rezidențial a fost construit în 2009 și numără 140 de apartamente de 52 și 92 de metri pătrați. Oamenii spun că pentru un apartament cu două camere au plătit aproximativ 65.000 de euro și în plus li s-a promis locuri de parcare, de joacă și spații verzi. Nimic din ce li s-a spus atunci nu s-a concretizat. Mai mult, spațiile respective au fost vândute. Când s-au vândut blocurile, terenul aferent era celălalt bloc, de spații verzi. Nu să-l vândă după aia, nu știu cine îl vinde, banca, proprietarii care au construit, deci nu sunt în temă, dar normal ar fi fost pentru spații verzi. Locatarii recunosc însă că promisiunea nu era trecută în vreo clauză contractuală. Singura prevedere legală legată de alt spațiu în afară de cel pentru locuit a fost o suprafață din cei aproximativ 6.000 de metri pătrați dintre blocuri pentru locul de parcare. Ni s-a promis una și ni s-a oferit altceva. Adică ce? În primul rând, ni s-a oferit, adică au zis la început că se face o grădiniță și locuri de joacă cu balansoare, cu tot ce e necesar pentru copii și după ce s-au vândut apartamentele, nu s-a mai respectat așa, s-au împărțit terenurile și s-au vândut separat. Ni s-au promis locurile alea două, că sunt ale noastre, unul de spațiu verde, unul loc de joacă cu nisip. Și când au crescut copiii, când am avut toți copiii, ne-am trezit că nu mai sunt ale noastre. Dar în momentul în care ați semnat contractul de vânzare-cumpărare, da, v-ați uitat să vedeți ce semnați? Da, scria că este o suprafață de nu știu câți metri, 6.000 ceva de metri pătrați, și în care este un loc de parcare, mă rog, boxa și... Spunea ceva de spațiu de joacă sau spațiu verde? Nu, doar așa. Experții imobiliari spun că de foarte multe ori cei care semnează contracte cu firmele de construcție în vederea achiziționării unui apartament sunt atrași mai degrabă de prezentarea virtuală a cartierului rezidențial pe care constructorul le-o prezintă în machete. Mă refer special aici de la locul de joacă pentru copii, la locul de parcare identificat în fiecare apartament în parte, la zona de colectare selectivă a deșeurilor, de exemplu, la zona de recreere, la ce înseamnă zona verde a ansamblului respectiv. Sunt elemente pe care ar trebui ca dezvoltatorii să le insereze în actul de vânzare sau în promisiunea de vânzare pe care o încheie orice cumpărător din acel ansamblu. Pentru că nu a existat o clauză contractuală, locatarii cartierului rezidențial din Craiova nu pot să-și caute dreptatea în instanță. Mulți dintre ei au decis însă să-și vândă apartamentele.